titlul de cenușă, așa cum am spus aici, nu e un titlu care să ne entuziasmeze și mai ales pentru un volum de poezie. Dar cum nu tractoarele bubuie în primăvara aceasta, ci bubuie drumurile și campurile, m-am gândit așa că s-ar putea, dacă nu oamenii raționali vor ajunge la conducerea țărilor, să se întâmple să devenim om de cenușe. Iar cei mai vizați sunt copiii. Că eu, de exemplu, îmi pare rău, bine, n-aș vrea să mor pe front sau căzându-mi pe casă o bombă. Și aș vrea să mor natural când mă cheamă Dumnezeu. Dar copiii acești nevinovați care încă și-au trăit viața, ei sunt în cel mai mare pericol. Și atunci asta a apărut pe copertă, norul acesta reprezintă omul de cenușe și copilul care este îngrijorat de soarta lui, încă din coșie. Iar poezia care este tipărită aici spune așa: când nu va mai fi zăpadă, copiii vor face un om din frunze de plusturi. Când nu vor mai fi frunze de plusturi, copiii vor face un om din iarbă. Când nu va mai fi nici iarbă, copiii vor face un om din pietre de râu. Când nu vor mai fi nici pietre de râu, copiii vor face un om din pământ. Când nu va mai fi nici pământ, un om de cenușe se va ridica spre cer și atunci nu vor mai fi nici copii. Deci, iar de ce scriu poezii? Nu o să mai scriu. Am încercat, am promis că voi scrie poezie, pentru că tot colegii mei sunt poeți, majoritatea. Și am încercat și eu, dar îmi dau seama că nu este, mi se potrivește chiar 100%. Sigur, am citit poezii și mai slabe ca ale mele, dar voi scrie proză. Lucrez la proză și voi scrie proză unde probabil că am mai mult plăcerea de a scrie. De fapt, de aia am scris și poezia și de a scriu și proză. Nu mai am decât o singură dorință, să-mi tălmăcesc inima, să-mi storc ultima picătură, sucul rodului ce ani l-au copt, atâta vreau cât mai exist, nu glorie, nici bogăție, eu îi râvnesc ceva mult mai de preț, bucuria de a crea.